Salutare, dragi prieteni! În această după-amiază frumoasă de la Oradea vreau să vă prezint un nou porumbel care a intrat în compartimentul nostru de reproducție. Știți deja cu toții pasiunea noastră pentru porumbei Sticklebaut la BEF și faptul că o bună parte din porumbeii noștri de la reproducție sunt din această familie de porumbei. Iar acest porumbel este un porumbel adus de noi, în urmă cu aproximativ o lună jumate, mai puțin de o lună jumate, direct din crescătoria de reproducție a lui Franz Labiu. În 2015 am reușit să aducem de acolo un fiu din Montauban, ultimul mare zburător al lui Franz Labiu, clasat de 5 ori la rând Barcelona, un porumbel de excepție, și am adus un fiu foarte, foarte frumos din acesta, care din păcate în acest moment nu mai reproduce și chiar și eu au fost câțiva ani în această perioadă în care nu i-am acordat, să zic, poate atenția meritată. Oricum avem aproximativ 6 pui din el în căscătoria de reproducție, fii și fiice, locul 15 de la Berlin. Îl puteți vedea pe canalul meu pe canalul de YouTube, aici, unde suntem acum. Dați câteva filme mai înapoi. O nepoată din Ennis, pentru că așa i-a dat Franz numele. A fost primul nostru sosit de la Berlin, 15 național Berlin, o femelă de excepție, 50% Sticklebaut, care trece după 2 ani de zboruri în compartimentul de reproducție. Acest mascul, 307-60-63, din 2016, un mascul albastru, este fiul din Ludo, Ludo fiind fratele lui Montauban. Vă dați seama că m-am dus și am adus aproximativ din porumbeii din care am mers, dar cam toți porumbeii lui Franz sunt normal din aceeași familie. Mama lui este Mich Sticklebaut 2, care este soră bună cu mama locului 2 internațional și 1 național Barcelona 2012, care a fost o femelă de la Franz Labeuf, și bunica lui, din nou, soră cu Montauban. Porumbeii vechi, favorii, Zwarte Schwiegnen, toți porumbeii vechi pe care îi cunoașteți, cei care aveți pasiune și a studiat eventual această familie, sunt prezenți în acest pedigreu. Un porumbel de talie mică, suplu, cu mușchi puțin cam tari. A avut și o perioadă în care a fost destul de stresat, datorită trecerii în cușca noastră, ușor începe să-și revină, și estimarea mea este că în vreo 2 săptămâni va continua năpârlirea. Pentru cei care nu știu, porumbeii, în momentul când îi muți, când îi stresezi, când le schimbi domiciliul, primul lucru, dacă este toamnă, ei se opresc de năpârlit. Reluarea năpârlirii vine odată cu prima acomodare, ca să zic așa. Un porumbel puternic, îl vedeți, sunt porumbei cu caracter, care mie îmi plac foarte mult. Totodată un porumbel echilibrat, bine echilibrat. Am văzut mulți crescători care se uită la acest aspect al echilibrului. Personal nu pun foarte mare accent, am zis că vă arat cu o aripă, o vedeți cum reacționează, cu un braț foarte scurt, un porumbel foarte bine legat. Și un porumbel care îmi place foarte mult, aduce destul de mult cu unchiul lui, ca să zic așa. Ennis era frate cu Ludo, cu tatăl acestuia, și el intră în crescătoria noastră de reproducție, unde familia Sticklebaut va deveni dominantă începând cu anul următor. Încă reminga numărul 4, dacă numărăm în sens invers, nu este crescută. În schimb, puteți să vedeți, cele 4 reminge sunt aproape egale,
un porumbel foarte, foarte frumos, un porumbel care îmi place foarte mult și care sunt convins că va lăsa o amprentă interesantă asupra crescătoriei noastre. Așadar, un porumbel din linia albaștrilor, după ce nu cu mult timp în urmă vi l-am prezentat pe fratele lui Saint Vincent, cel care, bă, răule, bă, cel care a ajuns și el tot din aceeași crescătorie în cușca noastră de reproducție. Sper că vă place acest frumos exemplar și sper că vă plac videourile mele. Dacă până acum nu v-ați abonat, o puteți face foarte simplu, dați un subscribe, bifați și clopoțelul de lângă, cu ajutorul acestuia sunteți informați ori de câte ori facem o postare nouă. Voi continua și în perioada următoare să fac postări despre porumbeii pe care îi avem, despre porumbeii care ne-au făcut rezultate și mai ales despre ceea ce facem noi în această perioadă cu porumbei. Ce îmi place foarte mult la acest porumbel, cred că ați putut să observați și voi lucrul ăsta, este un porumbel care nu are stare. Un porumbel nu extrem de agitat, nu extrem de nervos, dar un porumbel care îți arată că nu poți să faci cu el tot ce vrei tu. Nu apreciez și nu vă sfătuiesc să țineți porumbei care mână sunt blegi, care moi, care n-au, vedeți, personalitate. Cum încerc să-i duc capul într-o direcție în care vreau eu, cum reacționează. Bravo, dragul! Acesta este, așadar, fiul lui Ludo, ajuns în compartimentul nostru de reproducție și de la care așteptăm rezultate pe măsură. O zi frumoasă, prieteni, și mult succes mai departe!